La dimineața! Neața! Ne dăm pe Mureș? Da, hai să vedem. Hai să vedem cum o fi. Poate reușim să aducem ceva la viață din tot ce a fost. Mureșul e, cum să zic, râul meu de suflet. Am copilărit în Arad, pentru că ai mei de aici, sunt tata de aici și toată copilăria. Veneam vara, stăteam la unchi, ne duceam pe strand la Neptun. Da. Da? Și toată lumea spunea, dumneavoastră, un oraș prin care trece o apă e un oraș binecuvântat. Cum să ai o asemenea bijuterie și o asemenea comoară și să nu o pui în valoare? Da, uite, vin Timișoare la noi mai repede la Arad să ia o barcă și să meargă pe Mureș, decât arădeni. Avem castorul, locuiește vis-a-vis de noi, da? Plin de cocostări. Deci Mureșul, nu că s-a curățat, e curat, nu-i mai poluat. Am făcut proiecte la primărie, da? Hey, m-am săturat, pe cuvântul meu, numai șicane pentru o virgulă nu-ți aprobă proiectul. Și te uiți cine primește proiecte, îți vine să plângi de milă. Bine, și cascada Niagara de la Arad. Asta e iar un lucru de nepermis, să deversezi în trebuie să stați de vorbă cu pescarii, să vedeți ce se agață pe undițele lor. Eu am acasă, în biroul meu, niște fotografii din perioada interbelică. Păi, ce activitate era pe Mureș, nu vă puteți închipui, acum ai mort! Are trecut, dar să vedem ce viitor îi dăm. V-aș propune un parteneriat. E important să mergem în școli, să vorbim cu copiii, să urcăm într-o barcă. Ce avem de făcut, domnul Vestea? Avem de curățat malurile, avem de populat zona asta unde, până la urmă, se poate face o terasă, unde se poate petrece timp liber, de calitate. Aradul trebuie să fie un oraș turistic. Și are tot ce-i trebuie. I-a dat Dumnezeu tot ce trebuie. Da. Ia uite ce frumuseți. Da. Îți vine să crezi că ești în oraș? Că practic suntem în oraș. Da. Și acum ce ca ești strandul Neptun, dar Mureșul exact cum ziceți, nu-l mai vezi. Și doi, te duci, cum spuneam, tot arădeanu, să duci la Maco, la Ghiula, la Seghed, pentru că acolo e apa termală. Suntem pe aceeași pungă de apă termală, aceeași. Aici vom face un acvaparc. Un acvapar pentru toate gusturile, pentru toate vârstele, cu apa termală forată și pusă în valoare. Apa termală, vă dați seama că toți românii n-ar mai merge până la Ghiula. Este absolut clar că ne mai trebuie un pod peste Mureș ca să preia traficul și să poată să lege cele două maluri. Avem cetatea și avem partea istorică și avem o zonă pe care o putem dezvolta nemaipomenit de bine, cu muzee, cu galerii de artă, cu tot ce trebuie unui oraș care vrea să fie european și care se uită cu jin la Orade. Da? Nu se mai uită la Timișoara, Arădenia, acum se uită la Orade. Ce a putut să facă Bolojan acolo în 4 ani, pentru că e un serios. Da? Tot liberal. Dar un serios. Clădiri părăginite cad. Clădirea aia e a primăriei. Și m-am dus la primărie, domnule, dați-mi nomie să mă folosesc de aia să fac hangar. Mâine vă umplu clădirea cu bărci. Și ce mi s-a spus? Nu mai fac bal. Uitați aici, are plin de rață, la insulița asta. Nu, e nemaipomenit. Zici că ești în delta. Ia uite. Aici sunt banii arădenii. Ce ne spune o imagine ca asta? Dacă vii turist în Arad, nu? Ce ne spune? Asta arată neputința unei administrații de a face o treabă serioasă. E păcat de această clădire, nici măcar nu e sub patrimoniu. Da? Deci oricine reușește să pună mâna pe ea, poate să o demoleze. Da. De ce n-am restaurat-o și o punem în valoare? Că până la urmă este un simbol al Aradului. Eu am vrut să fac ceva și nu am fost lăsat. Clubul a fost înființat în 1890. 1890. Vai. Da seama. Câte orașe au așa o tradiție? Nu sunt multe. Nu sunt multe. Greșesc eu când spun că orașul a decăzut? Sigur că au decăzut. De la 6 cluburi, mai avem un pic așa. Deci nu. Dar Mureșul e tot aici. Și o să rămână și după noi. O să rămână. Dacă nu îl mută mai cineva. Nu-l lua acasă, știu ce o face, da.